Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Halil Brahim Ceyhan, unul dintre actorii preferați ai Turciei, se pregătește să intre într-o nouă eră în cariera sa. Ceyhan, care a devenit recent una dintre fețele preferate de pe ecranele de televiziune, a decis să facă o schimbare radicală pentru noul ei proiect. Prin această decizie, numele actorului, care îi entuziasmează atât pe fanii, cât și atrage atenția lumii tabloide, este considerat un prevestitor al unei transformări mult așteptate. Decizia lui Halil Brahim Ceyhan de a-și schimba imaginea reflectă obiectivul carierei actorului de a lua o nouă direcție. Ceyhan, care a fost implicat cu succes în seriale și proiecte de televiziune de multă vreme, își dorește acum să apară în fața publicului în diferite tipuri de roluri. Ceyhan, care vrea să-și arate actoria și talentul într-o gamă largă, crede că își poate reflecta mai bine caracterul schimbându-și imaginea pentru a atinge acest obiectiv. Odată cu decizia de a schimba imaginea lui Ceyhan, se spune că vor exista schimbări în multe detalii, de la culoarea părului la stilul vestimentar. În declarațiile sale către cercul său apropiat, voi interpreta un personaj complet diferit pentru noul proiect. De asemenea, am ales să fac schimbări în imaginea mea pentru a se potrivi mai bine cu acest personaj și pentru a ajuta spectatorii să înțeleagă mai bine această transformare. Fanii jucătorului așteaptă cu mare nerăbdare această transformare. Așteaptă cu nerăbdare să-și vadă noua imagine și nou proiect. Nu este încă clar în ce proiect va fi implicat actorul și ce fel de personaj va juca. Cu toate acestea, se pare că schimbarea de look a lui Halil Brahim Ceyhan și interesul său pentru noul proiect vor să fie un subiect fierbinte de mult timp în lumea tabloidelor. Ceyhan, devenit unul dintre numele proeminente din ultima vreme, a decis să facă un pas foarte radical pentru noul său proiect, își va tăia mustața. Această mișcare a lui Ceyhan, care îi surprinde atât pe adepții săi cu această decizie și se află pe agenda tabloidelor mondiale, este considerată prevestitorul unei noi ere în cariera sa. Mustața lui a fost semnătura lui Halil Brahim Ceyhan pentru o lungă perioadă de timp. Mustața, care a sporit recunoașterea actorului și i-a reflectat stilul, l-a făcut o figură proeminentă în ochii publicului. Cu toate acestea, decizia lui Ceyhan de a-și tăia mustața pentru noul proiect a fost întâmpinată cu curiozitate și entuziasm de un public numeros. În declarațiile sale către cercul său apropiat, am decis să mă transform complet pentru noul proiect. Am decis să-mi tai mustața pentru a reflecta mai bine spiritul personajului pe care îl voi juca și pentru a fi mai convingător pentru public. Aceasta va fi una dintre cele mai radicale schimbări pe care le-am făcut vreodată ca actor, dar sunt fericit să o fac pentru a obține tot ce este mai bun din acest proiect. Decizia lui Halil Brahim Ceyhan de a-și tunde mustața a provocat, de asemenea, un impact uriaș pe rețelele de socializare. Deși susținuți de fanii săi, unii au pus la îndoială această schimbare, argumentând că mustața îi reprezintă stilul și identitatea. Totuși, în general, s-a văzut că această decizie a lui Ceyhan a fost văzută ca un efort de adaptare mai bună la caracterul său și la proiect. Cu actorul tăindu-și mustața, speculațiile despre noul proiect au început să crească. Nici o declarație oficială nu a fost încă făcută cu privire la tipul de personaj pe care îl va juca și detaliile proiectului. Cu toate acestea, se pare că decizia lui Halil Brahim Ceyhan de a-și tăia mustața va continua să se vorbească multă vreme în lumea revistelor. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!